Angajații cu normă întreagă ar putea lucra 38 de ore pe săptămână în loc de 40 de ore, fără a le fi diminuat salariul și cu posibilitatea de a opta pentru repartizare inegală a timpului de muncă. Potrivit unui proiect depus de liberalii Alexandru Pereș și Dan Coriolan Simedru la Senat, titrează Mediafax. Pentru salariații angajați cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, de luni până joi, iar vinerea este de 6 ore și de 38 de ore pe săptămână, fără afectarea salarizării aflate în plată. Potrivit inițiativei legislative de modificare a articolului 112 din Codul Muncii, depusă de liberali la Senat. Potrivit proiectului de lege, repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este de 8 ore pe zi de luni până joi și de 6 ore vinerea, cu 2 zile de repaus și, în funcție de specificul unității sau al muncii prestate, angajații ar putea opta și pentru o altă variantă de repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 38 de ore pe săptămână. Cât privește modul concret de stabilirea programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 38 de ore, precum și în cadrul săptămânii de lucru comprimate, acesta va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absența acestuia, va fi prevăzut în regulamentul intern, potrivit sursei citate. Scopul primordial al propunerii legislative este acela de a sprijini salariații în lupta lor cu stresul inerent de zi cu zi prin consolidarea programului de relaxare, dar nu în detrimentul muncii, susțin inițiatorii în expunerea de motive a proiectului de lege. Cei doi liberali dau ca exemple statele europene care, pentru contracararea efectelor crizei economice resimțite de populație, au redus timpul de lucru și au flexibilizat programul de muncă. Ar trebui ca și membrii activi ai societății românești să beneficieze de aceste facilități, susțin inițiatorii proiectului. Potrivit expunerii de motive, astfel se asigură o protecție în plus sănătății fizice și mentale a salariaților, inducându-se deopotrivă starea de bine și optimismul, lucruri care se vor materializa pozitiv prin creșterea calității și productivității muncii. Conform unei statistici Eurostat din anul 2005, invocată de cei doi liberali, media europeană este de 37,9 ore lucrate săptămânal, în timp ce în România numărul acestora este de 41,1 ore de lucru pe săptămână. Inițiatorii mai argumentează că familiile, în special cele cu copii, ar avea posibilitatea de a petrece mai mult timp împreună. Suedia, Franța și Germania sunt printre țările care au măsuri privind reducerea duratei săptămânii de lucru și flexibilizarea timpului de muncă fără reduceri salariale, mai spun inițiatorii în expunerea de motive. Senatul este prima cameră sesizată, Camera Deputaților fiind forul decizional.